Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Judecata universală este un subiect care ridică foarte multe întrebări. Pe ce criterii vom fi judecați? Poate Dumnezeu, care este iubire, să condamne la o sândă veșnică un suflet? Este dreaptă o sândă sau o răsplată veșnică pentru o viață limitată în timp? Pentru a răspunde acestor întrebări, vom analiza Evanghelia ce se citește în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Vom face acest lucru împreună cu invitatul nostru, părintele Radu Petre Mureșan, Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Justinian Patriarhul din București. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bine v-am regăsit. Părinte profesor, astăzi abordăm o temă destul de delicată. Știm că textele scripturistice care se referă la înfricoșătoarea judecată au fost adesea răstălmăcite, au fost interpretate greșit, și de aceea au apărut chiar secte. Nu vom avea timp astăzi să abordăm toate aceste texte, însă vom privi câteva aspecte ce țin de Evanghelia care s-a citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii. Textul este de la Matei, din capitolul 25 și sună în felul următor. Când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți Sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Să ne oprim puțin asupra acestei prime părți a relatării evanghelice. Vorbiți-ne, vă rugăm, despre venirea aceasta într slava a Domnului, care, iată, este numită și înfricoșătoarea sau înfricoșata judecată. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume zmerit, în Betleemul Iudei, într-o peșteră sărăcocioasă. Și a făcut lucrul acesta ca nimeni să nu poată spune că nu a avut acces la el. De asemenea, pe parcursul activității sale, Mântuitorul Iisus Hristos, vădindu-și dumnezeirea sa și puterea sa, a arătat uneori și slava sa, mai ales pe muntele taborului, când ucenicii au fost copleșiți de lumina cea neapropiată a împărăției lui Dumnezeu, și și-au exprimat o stare de bine, bine este nouă să fim aici. Până la sfârșitul viacurilor, Mântuitorul Iisus Hristos arată zmerit. În spatele fiecărui nevoiaș, în spatele fiecărui om, în criză, în neputință. Mi se oferă sub forma pâinii și a vinului, foarte zmerit. Duhul lui Dumnezeu se împărtășește prin cele materiale, prin aghiazmă tămăduirea și darurile acestea de vindecare prin ulei de la Sfântul Maslu. Dar iată că Mântuitorul Iisus Hristos se va arăta la sfârșitul viacurilor într-o slavă și va fi această venire a Lui una care va cople și întreaga făptură. Cartea Apocalipsei ne relatează cu amănunte destul de multe această a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și pericopa evanghelică care s-a citit în această duminică și din care dumneavoastră ați lecturat acum, se numește un fel de apocalipsă evanghelică. Întuitorul se va arăta într-o slavă și atunci toată făptura îl va recunoaște și cei care l-au ignorat, și cei care au fost indiferenți, și cei care au fost luptători împotriva lui și au căutat de fiecare dată ca să-l elimine pe Dumnezeu din creație. De aceea Mântuitorul se va arăta cu Sfinții Îngeri într-o slavă la glasul Arhanghelului și cu trâmbița care va anunța acest moment și se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și toate neamurile se vor aduna la judecată. E firească judecata pentru că conform Sfintei Scripturii Învățăturii Sfinților Părinți și dogmelor Bisericii Ortodoxe, noi avem o judecată particulară care se realizează în momentul în care trecem din această viață, trecem în cele ale veșniciei și o judecată care va cuprinde și rezultatele faptelor noastre din această lume și de asemenea gesturile de milostenie, mijlocirea pe care biserica o poate realiza pentru fiecare dintre noi în momentul în care noi am trecut din această lume, pentru noi s-a încheiat socoteala cu această lume, nu mai putem face nimic pentru noi, doar biserica și cei apropiați și mai ales prin sfânta și dumnezeiască liturghie un suflet poate fi salvat și trecut din cele ale întunericulor spre cele de lumină. Mi-a plăcut foarte mult că a spus că este necesară o judecată și într adevăr este necesară pentru că atunci când Adam a căzut în păcat, a căzut de fapt din starea de libertate, adevărata libertate, în starea de opțiune. Și acum conștiința omului oscilează între bine și rău permanent. Și atunci are posibilitatea să aleagă răul. Și dacă alege răul, trebuie să fie judecat acest rău. Ați spus că Mântuitorul vine într-o slavă. Oare datorită acestei slave să se numească venirea sa înfricoșătoare, iată înfricoșătoarea judecată? Nu doar pentru că Mântuitorul vine într-o slavă. Sunt mai multe criterii care fac această judecată să fie înfricoșătoare. În primul rând, Cartea Apocalipsei ne arată că toate stihiile se vor cutremura și că va fi un cer nou și un pământ nou în care se va sălășlui dreptatea, ca și cum ar fi un fier ruginit care va fi retopit și să naște o nouă realitate duhovnicească. Dar Mântuitorul Iisus Hristos a venit zmerit ca să lase spațiu, exprimării libertății noastre pe acest pământ. E foarte important lucrul acesta pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, până la înfricoșătoarea judecată, El stă la ușă și bate. Bate prin străin, bate prin bolnav, bate prin omul debusolat, bate prin cel care e temniță, așa cum ni se prezintă câteva exemple între criteriile judecății. Criteriul fundamental al judecății este iubirea milostivă. Iubirea milostivă pe care noi o arătăm față de cel de lângă noi. Nu-l putem iubi pe Dumnezeu dacă nu avem iubire milostivă față de semen. Și foarte important, că neiubirea noastră față de semen sau neiertarea lui mai ales duce la imposibilitatea primirii de către noi a iubirii și a milostivirii lui Dumnezeu. Deci prin Nemilostivirea noastră și neiertarea noastră blocăm posibilitatea primirea acestui dar neprețuit, care este iertarea și iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Ați vorbit despre aceste fapte pe care noi le facem față de ceilalți. Vedem că ele sunt redate în continuare atunci când Mântuitorul ne spune ce se va întâmpla cu cei drepți la judecată. Și citim în felul următor. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta lui. Veniți binecuvântați tatălui meu moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat grezvo, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Vedem cât preț pune Mântuitorul pe aceste fapte făcute pentru ceilalți. De ce sunt ele atât de importante, astfel încât răsplata lor să fie chiar împărăția cerurilor? Împărăție pe care vedem că Dumnezeu a pregătit-o încă de la întemeirea lumii foarte interesant, nici cei care au împlinit, nici cei care n-au împlinit, nu sunt conștienți cu adevărat că au făcut-o Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cei care au făcut aceste fapte de la sine, din suflet, nu l-au văzut neapărat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar cei care nu le-au făcut și-au căutat îndreptățire, Doamne, dar când te-am văzut? Că noi nu te-am văzut. Vedeți, dumneavoastră, e foarte important să înțelegem faptul că în această viață, în spatele fiecăruia, stă Domnul Hristos. În fiecărui om. E echipul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și e important nu numai să zicem că n-am făcut rău, ci să căutăm în sufletul nostru să vedem cât bine am fi putut să facem și nu l-am făcut. De cele mai multe ori, oamenii vin la taina spovedanie și ce părinte, n-am nedreptățit pe altul, n-am mințit. Are această perspectivă vechi testamentară negativă cu nu. Ori Mântuitorul Iisus Hristos ne pune o perspectivă pozitivă, cu un orizont veșnic, fericiți cei care împlinesc toate aceste lucruri. Și ar trebui de multe ori să fim triști, nu doar pentru că n-am făcut rău, ci că n-am fost în stare să facem binile pe care l-am fi putut face totuși. Spunea vrednica de pomenire, Maica Siluana Vlad, a venit într-o zi o creștină la mine și mi-a spus, Maica, nu știu cum să mai evoluez duhovnicește, pentru că nu mai fac atât de multe păcate. Și atunci am început să o întreb, minți, furi, nu, nu mai fac păcatele astea. Iar maica a început să o întrebe apoi, dar cu tare faptă bună o faci? Nu. E, atunci când vrei să evoluezi duhovnicește și crezi că nu mai faci nimic rău, întreabă ce bine ai fi putut să faci și nu faci. E adevărat, tot binele care îl facem, îl facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne punem nădejde Daniel și dăm și dacă știm că nu suntem atât de avuți ne oferim disponibilitate de timp, deși și pe noi ne copleșesc termenele și așa mai departe și stăm lângă cineva care are nevoie de 5 minute să-l ascultăm, să-și poată deschide sufletul sau îi oferim un sfat bun, deși suntem grăbiți. E foarte important lucrul acesta, că toate lucrurile acestea le vom face Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Milostenia e cea care dă putere rugăciunii fără milostenie, nici postirea, nici rugăciunea nu ne transformă, nu ne face buni și milostivi, căci Mântuitorul Iisus Hristos la această chemare ne aduce pe fiecare dintre noi la a deveni buni, căci Dumnezeu bun este și buni, fiind ne îndreptăm spre sfințenie spre Dumnezeu, căci El spune, fiți fiind spre cum Tatăl vostru sfânt este. În continuare, textul ne arată și ce se va întâmpla cu cei nedrepti sau cu păcătoși. Atunci va zice și celor de-a stânga sa, Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat. Bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde ei zicând: Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând: Adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Vedem că cei nedrepti sau păcătoșii se fac vinovați de lipsa faptelor pomenite puțin mai devreme, care acum sunt prezentate oarecum în oglindă. Ce trebuie să remarcă din lectura textului biblic, că iadul nu-i făcut pentru oameni. E pentru uh, satana și îngerii lui. Oamenii doar dacă își împropiază năravul diavolilor, atunci ajung în iad. Obișnuința lor să împietresc în răutate. Părintele Cleopa vorbea de zavistie, omul care ajunge de nu mai poate ierta și blochează milostivirea și iertarea lui Dumnezeu pentru el. Chiar și pe patru de morte se încăpățânează și zice nu-l iert pe fratele meu că mi-o luat 10 cm din hotar și așa mai departe și nici pe patru de morte nu e în stare să-l ierte. De aceea toți aceștia săracii care au ajuns la orbire și la împietrire, ei nu mai văd în fratele lor pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Se pune problema nu numai la cel care e sărac și amărăt și bolnav, dar și la cel care îți face rău, și la cel care te bârfește, și la cel care te urmărește ca să prindă sufletul tău, cum se spune în Sfânta Scriptură. Și pe acela trebuie să-l iubești și pentru el trebuie să lași Poarta inimii deschise pentru pocăință, pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a lăsat poarta inimii. Vedem pe Sfântul Ștefan, înainte de a-și oferi sufletul lui Dumnezeu, că să roagă sub ploaia de pietre și cerul să deschide și să roagă Mântuitorului Iisus Hristos să nu le fie socotit lor păcatul acesta. Așa cum și Mântuitorul face pe cruce. Așa cum face și Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce și cum au făcut mii și milioane de martiri, inclusiv cei din vremurile contemporane nouă, care în temnițele comuniste se rugau pentru torționari, pentru cei care îi batjocoreau. Și prin asta au fost biruitori. Ei s-au ridicat deasupra răutății și o blocat ca răutatea să se rostogolească mai departe prin răzbunare și să se producă alte năcazuri și alte nenorociri în familiile lor. De aceea ei s-au pregătit pentru o sândă veșnică. Noi suntem aici la școală. Nu știm câte pagini sunt în cartea vieții noastre și nu e atât de important lucrul acesta. Important e ceea ce am reușit să scriem pe aceste pagini câtă experiență de comuniune am acumulat cu semenii și cu Dumnezeu, cu ea ne aducem înaintea lui Dumnezeu. Ne-am școlarizat pentru rai, Dumnezeu ne primește cu brațele deschise în rai. Ne-am școlarizat pentru cele ale întunericului, acele ne primesc. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. El spune în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Te îndeamnă să alegi viața. Și să oferă această șansă a vieții, dar nu obligă pe nimeni. De aceea, el e bun și drept. Și lasă pe fiecare dintre noi să-și facă alegerea proprie. Ați spus că Domnul este bun. Totuși, vă mărturisesc că pe mine mă frapează felul în care Mântuitorul le vorbește păcătoșilor. Îi numește blestemați și îi trimite în focul cel veșnic. Sunt blestemați pentru că ei s-au blestemat. Prin ceea ce fac, prin faptul că l-au refuzat pe Mântuitorul Iisus Hristos prin faptul că s-au împotrivit lucrării lui Dumnezeu, pentru că s-au alipit de cel rău. Dumnezeu e bun și iubitor și varsă ploaia lui și păstă bun și păstă răi, soarele răsare și păstă bun și păstă răi. Iubirea lui de asemenea, însă cei buni care se străduiesc în faptele dreptății simt iubirea lui Dumnezeu ca o luminare, încununare, bucurie, iar cei răi verme ne-a dormit foc nestins, chin nesfârșit. E aceeași iubirea lui Dumnezeu, dacă o să ne uităm la voroneți, uh, Voroneț, unde e zugrăvită scena înfricoșătoare judecăți, vedem că din tronul Hedimasiei, tronul înfricoșătoare judecăți, iese un râu de foc, râul de foc al iubirii dumnezeiești, care în, la un moment dat se bifurcă. Și o parte merge în Rai și o parte merge în iad. Cel din rai iluminează pe cei care sunt acolo, îi bucură, îi împlinește, îi încununează. Pe cei răi iard, îi, îi frige, îi chinuie, nesfârșit. Deci nu la Dumnezeu este problema. Problema e la noi, cei care receptăm darul lui Dumnezeu. Că dacă noi ne-am școlalizat potrivnici acestui har și am luptat împotriva lui, primim acest dar de la Dumnezeu ca o mustrare. În primul rând, conștiința noastră ne va judeca, că va fi luminată și toate lucrurile se vor vedea neacoperite. Și atunci va apărea acea părere de rău în care remușcările vor fi foarte mari. Sfântul Grigore de Nisa are în cuvântările lui o, o, o comparație foarte frumoasă. Zice că la porta raiului ne așteaptă niște avocați și niște procurori. Niște avocați sunt oamenii cei care noi i-am ajutat, pentru care am fost milostivi. Și ei vor pleda acolo foarte puternic să fim primiți în rai. De asemenea, vor fi niște procurori care ne vor acuza teribil pentru că i-am ignorat. Poate i-am bajocorit, i-am nesocotit, i-am bârfit și așa mai departe. De aceea e foarte important să ne împăcăm cu părâșul nostru pe cale, ca în ziua judecății să avem pe lângă îngerul păzitor și acești frați, pentru că mântuirea noastră trece prin comuniunea cu frații noștri. Așadar, vorbim despre aceeași lumină dumnezeiască, ce pe unii chinuie, iar pe alții bucură. Dar nu Dumnezeu dorește să-i chinuie pe aceștia. Cred că putem face o analogie cu ochiul uman, care atunci când este sănătos și privește razele soarelui, se bucură foarte tare. Iar ochiul bolnav este chinuit de aceleași raze de soare. În continuare, Sfânta Evanghelie spune în felul următor: și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. Revin cu întrebarea din introducere. Este dreaptă o sândă sau o răsplată veșnică pentru o viață limitată în timp? Ai posibilitatea alegerii te pregătești pentru o sânta veșnică sau pentru bucuria veșnică. Dumnezeu, în iubirea Lui și în dreptatea Lui, nu poate obliga pe nimeni să margă în rai sau să margă în ea. De fapt, nu există iubire autentică decât în libertate de plină. Altfel, e siluire. Și cu toate că sunt extensiuni Sfânta Scriptură în care apare de multe ori o insistență din partea lui Dumnezeu ca să căutăm cele bune. Și chiar accentuează, alege viața, el respectă și această alegere noastră, cum au respectat-o și acea îngerilor căzuți, de a se separa și de a se duce spre acest loc de chinuire și loc de întunecare. Pentru că în momentul în care tu te îndepărtezi de izvorul vieții, și refuz lumina, normal că rămâi la întuneric. Întunericul e lipsa luminii. Așa că și în iad vedem că este un refuz al comuniunii cu Dumnezeu și al împărtășirii din viața cea divină, viață de pace, de bucurie, de împlinire, de comuniune când Ne imaginăm judecata universală, cred că fiecare ne gândim la o judecată clasică, omenească, în care fiecare este luat și chestionat pe rând, iar apoi se rostește o sentință. Dacă va fi așa, atunci timpul de judecată va trebui să fie extrem de mare dacă ne gândim câți oameni sunt pe fața pământului și câți au fost de la Adam și câți se vor mai naște până la a doua venire. Să fie oare așa judecata? Nu are cum să fie așa judecata, pentru că. Așa cum spun textele biblice, Dumnezeu va despăți oile de capre. Ele vor fi pe atunci oi sau capre. Oi adică persoane exersate în comuniune, în dragoste față de celălalt, în compătimire, așa cum sunt arătate faptele milei trupești, sau capre egoiști, dezinteresați, plini de sine și așa mai departe. Conștiința noastră ne va judeca, bineînțeles, în prezența Sfinților, care și au trăit o viață pe pământ cu multe încercări, neputințe și ispitiri, și a Sfinților Îngeri. Nu ne gândim la o judecată cu termene, cum se întâmplă astăzi în societatea noastră, unde celeritatea a rămas de mult depășită și în cele omene sunt lucruri de neputință. La Dumnezeu lucrurile stau cu totul altfel. Iar înaintea lui Dumnezeu, o mie de ani este ca o clipă, deci nu există această problemă a timpului, timpul face parte și el din creație, iar la Dumnezeu există doar un prezent continuu citeam o interpretare conform căreia judecata ar fi vederea lui Hristos, pentru că Hristos a fost și om și este și om în continuare și Dumnezeu, dar este omul desăvârșit și atunci fiecare dintre noi, privindu-ne etalonul, vom ști unde să ne așezăm, vom ști care este locul nostru. În slujba mormântării noi ne rugăm așa, și într-o lumina feței tale Hristoase, și într-o îndulcirea frumuseții tale, pe cel pe care l-ai ales, odihnește-l ca un iubitor de oameni. La înfricoșătoarea judecată vom vedea fața Domnului. Cei care nu iubit fața Domnului în această lume, nu o vor vedea. Sau poate o vor vedea și îi va chinui. Cine vede fața Domnului, se bucură. Problema va fi că nu vom vedea fața celuilalt. Unul dintre simții părinți spun că nu ne vom putea vedea unul față în față cu celălalt, adică să vedem chipul, că noi suntem chipul slavei lui Dumnezeu, ci vom sta spate în spate unul cu celălalt. Deci ăsta iadul, e iadul, lipsa comuniunii, lipsa comuniunii. Ați vorbit puțin mai devreme și despre judecata particulară. Știm că fiecare dintre noi suntem trimiși după această judecată particulară, după moarte imediat, în rai sau în iad în funcție de viața pe care am dus-o. Ce se va întâmpla cu aceștia la judecata universală? Va fi nevoie să se mai înfățișeze încă o dată înaintea dreptului judecător? Cu siguranță, pentru că se evaluează și efectele faptelor pe care le-am săvârșit în această viață și să nu uităm rugăciunile și mijlocirea bisericii și a sfinților, milostenile și toate soroacele care se fac, pentru că nu mănâncă cel mor când ai de pomană, dar bine cuvintează sufletul celui viu care îi nevoie și această rugăciune străpunge cerurile. Iar trupul și sângele Domnului Hristos este cel care îi punte între rai și iad, când preotul după uh, marea rugăciune eucharistică pune toate părticelele de pe Sfântul Disc în sângele Domnului Hristos în potir, zice așa, spală, Doamne, păcatele cele, celor ce s-au pomenit aici cu cisti sângele Tău pentru rugăciunile Sfinților Tăi și spală păcatele și celor vii și celor adormiți. Dumnezeu nu face diferență, El e Dumnezeu viilor. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Foarte frumos a spus că nu mănâncă cel adormit, ci mai degrabă se hrănește din fapta bună pe care noi o facem pentru cel aflat în nevoie. V-aș mai întreba legat de această a doua venire a Domnului. Când ne gândim la ea, ne imaginăm un cataclism uriaș, așa cum vedem în filmele care au această temă. Să fie oare așa? Cu siguranță va fi o perioadă în care stihiile creației se vor zgudui. Acum, producțiile acestea cinematografice debordează de imaginație și cu extraterestre și așa mai departe. Sunt tot felul de scenarii care mai de care mai percutante și care să capteze atenția celor care urmăresc aceste producții. Însă, textele din Sfânta Scriptură și mai ales care de Apocalipsei nouă ne transmit un sentiment de speranță și de încredere că Dumnezeu e Cel care conduce lumea și în planul lui Dumnezeu i-a descoperit bisericii și oamenilor săi și finalul va fi unul de lumină, de bucurie, un cer nou și un pământ nou în care se va sălășlui dreptatea. Părinte profesor, din păcate emisiunea noastră a ajuns la final. Vă suntem profund recunoscători pentru informațiile utile și prețioase pe care ni le-ați oferit și vă așteptăm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Cu multă bucurie! Doamnelor și domnilor, cu speranța că emisiunea de astăzi v-a oferit câteva teme de reflexie, vă dau întâlnire și duminica viitoare, aici, la Trinitas TV. O săptămână binecuvântată să aveți!